Bună dimineața, albinuțelor, și bine ați venit la încă un episod din Oto Mănâncă, singurul nutriționist și instructor de fitness din România, care a slăbit peste 250 de kilograme și acum face mukbang-uri educative și amuzante despre dietă, sport și mâncare. Ia să vedem ce avem noi aici. Pentru micul dejun, astăzi, avem ceva dulce. Mă, am și lingurița aici, ești nebun. Am lăsat-o de data trecută. Nu mai am multă înghețată. Ia așa aici. Mamă, ce condens! De ce e așa condens ăsta? Bă, ce condens pe capacul ăsta. Ah. Opa. Să avem grijă cu cafeaua asta, că n-aș vrea să dau cafeaua pe jos. Chiar n-aș vrea. Mai în spate puțin. Să intre mai mult în cadru. Bă, dar mea Nutella. Ia să vedem noi, tata. Să punem și un suc rece. Bună ziua, bună ziua! Bine ați venit! Bună dimineața, de fapt! Că eu abia m-am trezit. Doamne, cât de cald e. Am ieșit din dormitor acum. Fai de capul meu, m-a izbit o căldură de nu vă pot explica. Să punem niște miere de rapiță în cafeluță, sunt dulce. Mai bine mai dormeam. Îmi venea să mai dorm, dar... Da, acum m-am trezit. Și uitați cu ce mă trezesc eu, cu o cafeluță Jacobs, cu o linguriță mare de miere de rapiță, jumătate de kil de tiramisu, avem și puțină înghețată, am gândit că merge. Îmi plouă în gură, mi s-a inundat gura de poftă. Aoleo! Nu te supăra, alții sunt sătui de muncă la ora asta. Știu, frate. Viața e grea. Pentru foarte mulți oameni. E nașpa. E nașpa. Viața este o luptă continuă. Așa. O mai lăsăm puțin. E prea cald. Adevărat. Este foarte cald. Ia, să luăm niște înghețată din asta. Și să băgăm aici, să luăm cu tiramisu. O merge, mă? Înghețata cu tiramisu? Dar ce merge? Mamă, mamă! Ia, să luăm și înghețata albă. Cu tiramisu, să vedem dacă merge și asta. Ia să vedem. Da, bă, merge și asta. Asta are gust de vanilie. Asta albă se simte mai bine. Se diferențiază mai bine față de tiramisu. Bună dimineața, bună dimineața! Bine ați venit! Ali, mulțumesc frumos! Vă mulțumesc frumos pentru cadouri!
Cum rezistați cu căldura? Deci eu, de când m-am trezit, am vrut ceva rece. De când am ieșit pe ușa dormitorului și m-ai zbit căldura asta, frate, sunt 40 de grade aici. E teroare maximă. Am zis să-mi fac o cafeluță și am zis să mănânc acum tiramisu, că știam că am un tiramisu în frigider. Cred că merge cu cafeluța. Avem aer și eu am. Și eu am aer înăuntru. Dar afară... Afară n-am aer condiționat. Zilnic tiramisu? Zilnic, aș vrea eu. Mulțumesc, Florina, pentru cadouri. Aș vrea eu, mă, frate, să fiu așa răsfățat în fiecare zi cu tiramisu. Dar nu se poate. Mamă, ce bun e. Bă, ce bun e. Uite, vezi? Când te trezești dimineața și mănânci așa ceva bun, dulce, care să-ți placă, parcă viața e mai frumoasă. Parcă e mai frumoasă viața. M-am trezit așa greu. Vreau să mai dorm vreo 2 ore. Dar e dracu 6 ceasul. Vreau să dorm până la 8 seara. Efectiv, nu vreau să mai mă trezesc. Da, bă, dar întrebați-mă dimineața, auzi, dar întrebați-mă și la cât m-am culcat. Întrebați-mă și la cât m-am culcat. M-am culcat la 10:30 de dimineață. La 10:30 de dimineață m-am culcat. Frate meleu, nici de revelion nu stau așa. De fapt, stau. Vreau să zic că alții nici de revelion nu stau așa. Mulțumesc frumos, Aurel. Pentru cadouri. Trebuie să facem sărbătoare din fiecare zi. Trebuie să facem weekend din fiecare zi. Ce weekend, mă? Trebuie să facem revelion din fiecare zi. Mulțumesc frumos, Aurel. Trebuie să sărbătorim fiecare zi ca și când ar fi sfârșitul anului. La fel cum sărbătorim și sfârșitul anului. De ce lumea sărbătorește că a mai trecut un an? Și nu sărbătorește lumea că a mai trecut o zi, frate. Nu? Fiecare zi trecută trebuie sărbătorită. Trag fotul ăsta mai aproape. Să vin aici la pupitru. Să mă vedeți mai bine. Rețeta, te rog. Nu știu, că n-am făcut eu. N-am făcut eu prăjiturica. Eu doar mănânc. Dar este foarte bună. Este delicioasă. Tiramisu. Cafeluță. N-am mai avea timp să ne odihnim? Sau să facem lucruri? Ce ai făcut până la 10:30 dimineața? Am muncit. Uite, vezi cineva care a pus o întrebare bună. Ce am făcut eu până la 10:30 dimineața? Am muncit, frate. Când v-am zis că am adormit la 10:30, nu m-a întrebat niciunul. Dar ce ai făcut, frate, până la ora aia? Ți-a fost greu? Ai avut de muncă? Cu ce te ocupi? Am o afacere cu mierea. Părinții mei au stupi. Producem miere, producem
propolis. Mai multe lucruri. Mamă, ce bun e. Nu bași mai spate mai. Mai sunt femei însărcinate, bă. Îmi pare rău. Să vă dea Dumnezeu copii frumoși și sănătoși. Mulțumesc frumos pentru cadouri. Florina. David. Bun, bun, bun. Bă, da, bagă în mine așa ca spart, mă, frate. Respect, rege, respect! Atunci știi că alte dulciuri în afară de miere nu sunt sănătoase, exact. Mierea și fructele sunt singurele dulciuri naturale și sănătoase. Avem aici niște înghețată albă cu niște tiramisu, ia să vedem. Mamă, ce merge! Îți aplaudă urechile! Îți aplaudă urechile, frate, de la combinația asta. Fii atent aici. Bine, că nu mai am eu înghețată multă. Dar să vă arăt așa scârboasă cum e, cum arată. Ce urât arată, vedeți? Nu mai multă. Luăm înghețată. Luăm tiramisu. Mamă! Și încep să-ți aplaude urechile singure. Nu le mai poți controla. Uite, vedeți cum aplaudă? Vedeți urechile cum îmi aplaudă? Uite, așa îmi fac. Mi aplaudă singure urechile. Ca lui Bugs Bunny. Cum de noi suchițuri. Uite ce am suchițuri. Mă vorbesc cu oamenii? De unde era tiramisu? Din frigider. Mi l-a făcut mami. Mami! Mami! Vreau și-mi iau un tiramisu. Ah, mulțumesc frumos, Marius, pentru cadouri. Și la tine plouă, nu? Te-am văzut ieri pe live la canal. Mulțumesc, Maria. Da, am fost. Ai dublat în desene? Da. Am dublat și în desene, dar mai de mult. Mai de mult, acum mai mulți ani. Mami, fă-mi și mie un tiramisu. Mi s-a schimbat vocea. Cine recunoaște desenele astea? Ce desene? Semen și cu el. Mama, Eden, n-ai recunoscut desenele? Mamă, de ce e viața așa tristă? De ce oamenii trebuie să se ducă la lucru? Aseară a fost la canapela aia. Mamă! Gambă. Mai de pe mână. Să nu mai tremure mâna așa. Ce mână? Ce mână îmi tremură? Bă, frate, îmi tremură mie vreo mână? Eu nu cred. Hei, tată. Hei, tată. Stai, mă, că nu mai așa. Hei, tată. De ce ninge așa mult afară? Ce bea acolo? Cafea. Jacobs. Îndulcită cu o linguriță de miere. Excelentă. Pepsi Max, fără zahăr, rece, la frigider. Mulțumesc frumos, Aurel, pentru cadou, pentru susținere. Uite, mă, frate, cine susține aici live-ul, tată, Aurel, mulțumesc.
Așa, deci... Deci... Avem... cafea și Pepsi. Și aici avem tiramisu. Cred că am întors ăsta să se vadă mai bine. Combinațiile mele când sunt singur acasă. Poftă bună să ai, mulțumesc! Vă mulțumesc! Doamne! Mulțumesc pentru cadouri! Bună, 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 Marina! Doamne, ce de dimineață m-am trezit! Stai că nu găseam. Nu găseam medicamentul, frate. Abia m-am trezit, băi, fraților! Bună dimineața, bună dimineața! Nașu, mulțumesc frumos, Nașu! Mamă, câte mi-a dat Nașu! Mulțumesc pentru cadouri! Trebuie să-mi iau acum vreo 10 medicamente, să-mi fac vreo 10 injecții, să mă trezesc bine, să beau o cafea din asta mare. Trebuie să iau jumătate de pachet de medicamente. Bagă mare, nu sta și te uita la el. La ce? La tiramisu? Aș mai păstra și pentru mai încolo. M-am săturat. M-am săturat că de dimineață nu pot să mănânc mult. Ce ai pățit? Ce ai să pățesc? Am adormit târziu. Am adormit de dimineață la 10 jumate. Și... Na. L-am blocat pe ăla cu ce faci, ce faci, ce faci. Deci tot așa regea multe, Albert. Cu mâncare când faci? Păi ce, mă? Tiramisu nu-i mâncare? Trebuie să mergem să coborâm pe jos, că nici nu m-am întâlnit cu mami și cu tati azi. Mă duc în bucătărie jos să văd ce-a făcut mami bun. A zis că face salată de vinete. Ce țigări fumează, rege? Nu fumează. Zi, nu știu, pentru noi de Dacia Spring. Trebuie să cobor jos la bucătărie să vedem ce-a făcut mami de mâncare. A zis că face salată de vinete. Și nu știu cu ce să mănânc. Cu niște parizer. Cu niște cârnați. Cu o roșie, bineînțeles, de aia mare. Cu ceapă, cu brânză, cu... Ha, dar nu mi-e poftă de mâncare. Nu fumez, frate, eu. Plouă, bă, hai afară. La mine nu plouă, bă, la mine e o căldură de... O arșiță. Cu maioneze, top. Dar să vezi cum e cu asta. Cu maioneze și cu usturoi. Să puneți puțin. Să puneți într-un castronel două linguri de salată beef și o linguriță de maioneză cu usturoi amestecați și să vedeți dacă vă place. Ascultați-l aici pe maestru. Vă aplaudă urechile. Salată beef. Și în salată beef merge asta. Și în salată beef merge asta. Mulțumesc frumos pentru cadouri. Aurel. Mamă, frate, nu mai Aurel. Susține aici live-ul? A, bă, da, mai e un băiat, stai. Aurel și... Nașu, tată. Antonio, mulțumesc! Da, e foarte bună asta cu usturoi. Merge și în salata beef și în salata de vinete. Să vedem. Că nu prea am pofte de mâncare, frate. Abia m-am trezit în puii mei. Am zis să-mi fac o cafea și după aia mi-am lăsat aminte că am tiramisu în frigider. Am și, mai am și puțină înghețată. Și am zis, hamă, să mănânc și ceva la cafea. Să intru pe live cu oamenii mei. Sincer, cred că pot să stau până la 8-9 de seară fără să mănânc nimic. De unde la tiramisu? Din bucătărie.
De fapt, nu din bucătărie, din frigiderul meu. La prima dată a fost făcut în bucătărie. L-a făcut mama. Te-am văzut cum fumezi, am văzut fumă. Nu fumezi, frate, ceaia. Vi se pare vouă? Eu acum sunt la tratament. Îmi iau medicamentele acum. Ai ce să mănânci? Am. Am că mi-a făcut mami salată de vinete. Cred, așa zicea ieri, nu știu. Trebuie să cobor să văd, să vorbesc cu ea. Mamă, dar trebuie să mă fac. Trebuie să mă tund, trebuie să-mi tund și barba. Trebuie să-mi fac, să mă fac la sub braț, pe piept, pe burtă, la ouă, la crenguști, la polonez. Trebuie să mă tund peste tot. Aurel, mulțumesc. N-am poftă deloc, frate. Vreau doar să mai dorm. Dar nu mai pot. Nu mai pot nici să dorm. Mă uit la Insula Iubirii pe laptop. Mă uit la fazele extra. Voi nu le-ați văzut la televizor. Ce știți voi? Vedeți că e un site pe care îl bagă toate emisiunile de la televizor și bagă, sunt și faze extra. Insula Iubirii extra. O oră și ceva. Să vedem ce s-a întâmplat extra. Ce site? Clicksud.biz. Sud.biz. Cred. Stai așa, stai să verific. Stai să deschid laptopul. Să verific. Nu vreau să-ți dau informații eronate. Ha, bă, ia, dar cu deschidete. Mamă, cu ta laptopul mă așa. 16 inch, imens. De fapt, nu e de 16, de 17,3 inch. Am avut și de 16, mai de mult. Sony Vaio. Ce? Clicksud.biz, da. Clicksud.biz, legat. Jmecher. Și bagă emisiunea direct, imediat. După ce stai în emisiunea, la 10 minute o ai toată. Du-te până jos și arată-ne salată de vinete. Elena, frate. Știi când o să mă duc jos? Când o să mi se facă foame. Când te mai cântărești? Astăzi m-am cântărit. 116,8 kg. O trebuie să mănânc jos. Da. Ce căpșun, bă, frate, mergea niște Nutella, dar nu mai am. Am mâncat aseară toată Nutella. Am niște înghețată. Și am și niște tiramisu. Mamă, ce bun e. Înghețată cu tiramisu. Prima dată când combină. Bun. Și după aia cafeluță. Și după aia suculeț să ne hidratăm. Mamă, ce mișto e, frate. Bă, mă simt ca la mare, la All Inclusive. Ești prost. Numai că e mult mai bine. Numai că e mult mai bine decât la All Inclusive, pentru că aici am și aer condiționat. Am și fotoliu din ăsta, stau ca baștanul, cu picioarele în sus. Am și laptopul în față, am televizorul în față. Am și țigările aici lângă, pot să și fumez fără să trească să ies afară în căldura aia mare. Mai bine ca la All Inclusive, ești prost. Mai bine ca la restaurant. Lucruri ceva sau? Da, îți dai seama că lucruri ceva. Mănâncă stilul Emma Carter. Numai că voi vă hrăniți cu iarbă verde.
Îți va fi rău? Nu, de ce să-mi fie rău? Borcanul cu murături în spate. Miere. Mieretvo.ro. Borcanul de miere în spate. E greu. E greu pentru unii. Unii știe ce au cap pe umeri. Să nu-i plouă în gât. Vă dați seama? Vă dați seama dacă n-aveau capul pe umeri, că le ploua în gât? De ce nu mănânci miere? Am mâncat, am pus în cafea. N-ai văzut? N-ai văzut că n-ai venit tu de... N-ai venit tu de dimineață să mă vezi. Ce v-aș vrea tiramisu? Da. Știi de ce se poartă șapca invers? Nu. De ce se poartă? Să nu te plouă după cât. Poftă bună, mulțumesc. Ce țigări fumezi? Danchel, albastru. Doamne, ce bun e. Răcoritor, așa. Din frigider. E mai bun decât ieri sau la alaltă, când am mâncat. Când mi-a făcut mama Sita 4 de-astea. A făcut 4 caserole. Și am mâncat unul în ziua în care l-a făcut. N-a fost atât de bun ca asta. Tiramisu trebuie lăsat cel puțin 24 de ore la frigider. Dar e și mai bun după 48 de ore. Iar rege. Bă, ieri n-am mâncat tiramisu, parcă la altele am mâncat. Ieri am mâncat Nutella, am mâncat baton din ăla cu cereale, am mâncat pepene roșu, pepene galben. N-am mâncat ieri tiramisu, la altele am mâncat. Tiramisu nu este așa dulce. Exact, nu e nici așa dulce. De-aia mai dăm cu niște înghețată. Mie îmi place tiramisu să-l combin cu Nutella, dar am mâncat ieri Nutella. Am terminat-o. Mamă, ce însiropat e. Eu astăzi am făcut clăzite cu Nutella și banane. Oh, Drumcea, mulțumesc! Mamă, mi-a dat confeti. Send me confeti, please. Send me confeti, please. Mulțumesc frumos, Drucea. Pe cine am imitat acum? Spuneți-mi repede, pe cine am imitat acum? Doroftei, poftă mare, fratele, mulțumesc. SMR. Salut, Mihai. Mulțumesc frumos pentru cadouri, Aurel. ASMR, dar pe cine am imitat? Nu știți? Nu știți, mă, frate, pe fratele meu, Cano. Cano, ASMR. Bagă dansul fericirii. E, dansul fericirii la cerere. Dansul fericirii îl poate cere abonatul meu. Abonații mei pot cere dansul fericirii. Bag acolo emoticonul cu happy dance. Și încep să-l fac. Ce mai mănânci? Bă, mâncai înghețată. Mâncai tiramisu. Eu zic că este un început de zi bun. Un început de zi promițător. Un început de zi mai bun ca la All Inclusive. De ce mai bine ca la All Inclusive sau ca la restaurant? Pentru că am tot confortul casei mele aici. La restaurant n-ai confortul ăla. Uite, acum dacă vreau să...
îmi iau medicamentul, că trebuie să-mi iau medicamentul, la ora fixă trebuie să-mi iau medicamentul. La restaurant te trimite afară în căldura aia jegoasă, îmi pui, îți transpir ca un câine. Acasă, stau frumos la aer condiționat, îmi iau medicamentul liniștit, mă dau așa cu picioarele sus. N-am treabă. Înțelegi? E mult mai bine acasă, crede-o. Acasă e cel mai bine, exact. Nici la restaurant, nici la 7 stele, nici la All Inclusive, nicăieri nu e bine ca acasă. Am laptopul aici, cu Insula Iubirii, într-un tab, în alt tab o am pe Emma Carter, care mă așteaptă, sus am televizorul, avem știrile date pe mut, să vedem ce se mai întâmplă în țară. Ce tatuaje ai? Am mai multe. N-am mai pus un cântar de mult timp. Da, n-am mai pus. N-am mai pus, trebuie să mai pun. Da, ajunsesem la 118,5. După ce a fost Gabi la mine, vineri, sâmbătă, sau nu mai știu când, da, sâmbătă m-am cântărit, 118,5. Mult, mult, mult. Acum am mai scăzut. Ieri am avut 117,4. Astăzi 116,8. Să vedem. Se stabilizează iar cântarul. Da, v-am zis, vreau să ajung la 108 kg. Vreau să slăbesc 10 kg. La 10 kg o să fiu, mamă, zeu. Știi cum o să se vadă mușchii ăștia pe mine? La 110 kg. Că o să se mai scadă grăsimea și o să se vadă mușchii mai bine. Sau măcar să nu se mai vadă așa rău. Ce să se vadă rău? Mușchii? Se duc, eu acum am început să slăbesc. Deja am 10 kg. Și se văd deja foarte slab. S-au scăzut mușchii? Dar se vezi 10 kg și se văd, nu se mai văd mușchii? Du-te la muncă. Du-te la muncă. Păi am muncit, frate. Nu, bro, vergeturile. A, vergeturile. Să de cum ești crăpat pe brațe. Da, păi le-am de 20 de ani, vergeturile astea. Vergeturile astea le-am de 20 de ani. Când te îngrași foarte repede sau când slăbești foarte repede, se fac vergeturile. Ce tatuaje ai? Am multe tatuaje, bro. Adică multe, n-am așa multe, da. Vreau să mai fac, să-mi acopăr toată mâna asta stângă. Au și eu la fel. La mine se văd rău, nu roz. Da, depinde. Depinde și de piele, frate. La cât mi-am la ce stres a suportat corpul meu cu îngrășări de câte 50-60 de kilograme și slăbiri, două slăbiri de 50 de kg, îngrășări și tot așa, puteam să fiu mult mai rău, crede-mă. Mult mai rău. Eu sunt foarte, foarte bine. Pentru că am gena bună. Am geneticul bun la piele. E tare pielea, știi? Mătoare vegeturi peste tot? N-am peste tot. Asta e faza. Eu am un 83 înălțime și 15 kg. Salut! Salut, Nicușor! Ce faci, Nicușor? Bună dimineața! Ești din Vâlcea, da.
Sunt din Vâlcea, din orașul în care nimeni nu muncește, din orașul în care sunt doar pensionari și oameni care au afaceri și hackeri. În rest, nimeni nu muncește. În orașul ăsta, ori ești hacker, ori ai afacerea ta, ori ești pensionar. Să știți. Nu ai diabet. Nu am diabet. Hai prin Arad la Fortuna. Ce e Fortuna? Ce e Fortuna? Că m-a mai chemat cineva din Arad la o șaormerie să pap la ei. Vegas Kebab, parcă se numesc. Nu mai faci dietă? Ba da. Dar regina spune că toți au iPhone și parfum milion. Da, îți dai seama. iPhone 15, Samsung S24 Ultra, parfum milion și mașină BMW. E logic, în puii mei. Și 2-3 laptopuri. 2-3 laptopuri, BMW, iPhone 15 Ultra, iPhone 15 Pro Max sau S24 Ultra. Ce mănânci? Nu mai mănânc nimic acum. Mănânc mai târziu, am mâncat. Trebuie să mă pun pe bandă puțin. Trebuie să mă pun vreo jumătate de oră pe bandă, dar... Cred că trebuie să mă duc la toaletă. Cred că trebuie să mă duc la toaletă mai înainte. Dacă te îngrași înapoi. Dacă mă îngrași înapoi, slăbesc înapoi. Ce să facem? Ce înălțime ai? 1,80 m. O, tot de vreme la 100 de kilograme, nu 108. A, la 100 de kg sunt... Sunt zeu grec. Face anatomie. La 100 de kg face anatomie pe mine. Îți dai seama. Ai făcut pentru noi. Nu, am făcut-o. Am făcut-o și nu a interesat pe nimeni. M-am reprofilat. M-am reprofilat pe MacBank-uri pentru că am mai făcut eu. Transformări documentate. Și nu a interesat pe nimeni. Nu mai fac niciodată. Nu o să mai fac niciodată o transformare documentată. Le aveți, sunt făcute, sunt puse. Dacă vreți să vă uitați bine, dacă nu, iarăși bine. Eu mi-am reprofilat canalul. Doroftei, mulțumesc frumos! Cât grea și să slăbești. Peste 250 de kg. Am slăbit de două ori câte 50 de kg. Și de mai multe ori 30. Deși mai multe ori 20. Dacă mâncam așa, mă făceam de 100 de kilograme. Păi am 116. Eu acum am 116, dar am avut și mai mult. Am avut și 146. Cel mai mult am avut 146 de kilograme. Bă, ați văzut, mă, frate, că am făcut ieri 45 de minute pe bandă cu 4 lemne. Șmecherie B.O.G. Am 4 lemne pe bandă. Uite aici. Le vedeți? Sunt, bă, 4 lemne. Sunt 4 lemne, tata. Și vreau să mai bag un lemn. Mai am acolo 2 lemne pregătite. 4 cu 4 și vreau să mai bag câte unul. 5 cu 5. Ai rămas fata a mâncare, așa e? Nu știu, de ce vrei să spui. Trage aer în piept și...
după aia vorbește. Scrie și tu corect. Trage aer în piept. Expiră. Calmează-te. Și scrie și tu o propoziție corectă. Gata, băi, vă las. Mă bag pe bandă. De unde la bandă? De la second hand, de la un prieten. Nu mai mănânci nimic, acum nu mai încolo. Mă bag o jumătate de oră pe bandă, dar s-ar putea să mă duc și până pe la toaletă să lansez un submarin. Că o să iasă acum Trump președinte, trebuie să atacăm Rusia. Mă duc să lansez vreo 2-3 submarine. O flotă de submarine nucleare către Rusia o să lansez. Stai cu noi, da, mă, stau cu voi. N-am cum să stau cu voi de la postul de comandă. Că ne interceptează rușii după aia. Și află că am trimis submarinele către ei. Om fericit să ajungi atât să poți da jos. Da. Când faci bandă, stai cu noi. A, când fac bandă, stau câte? Ia, mă. Unde dau aici? 41 de minute, băi, și prost. Nu mai închid live-ul ăsta că trebuie să-l descarc. Trebuie să-l descarc, să-l pun pe YouTube. Te pup, Ioana. Pa, pa. Vă las. Ne auzim mai încolo, peste vreo 2-3 ore, așa. Că nu-mi ține de foame. Tiramisul ăsta, îți dai seama, jumătate de kil de tiramisul cât poți să ține de foame. Ne auzim mai încolo cu mâncarea adevărată, frate, sănătoasă, naturală. Ciao!